era Denis Rifai ca elevă? Am iubit foarte mult și îmi plăcea foarte mult să merg la școală, eram foarte conștiincioasă. Îmi plăcea să fiu șefa clasei, să organizez evenimente. Îmi plăcea să fiu prima, să fiu cea mai bună. Am fost o visătoare în școală, în liceu, chiar și în facultate. Am amintiri foarte frumoase, am avut mereu colegi faini, oameni frumoși, profesori care m-au iubit, întâmplări de tot felul, chiuluri, iubire, de toate, a fost frumos. Școala pentru mine, una dintre cele mai frumoase etape din viața mea. Dar, de exemplu, făceai și nezbâtii și te gândeai că vin părinții la ședință și cumva să nu afle? Sau n-a fost cazul? Nu, mereu mi-am dorit ca părinții să fie mândri de mine. Așa am fost crescută cumva să... Și mie mi-a plăcut să fiu întotdeauna cea mai bună. În ce fac eu, în ce îmi place mie, nu în tot. Adică, dacă îmi place un lucru, apoi să fiu cea mai bună în respectivul domeniu. Menționai un pic mai devreme de prima iubire. Ai scris scrisori de dragoste pentru un coleg sau doar primeai scrisori de dragoste, bilețele, așa? Și am primit de mică. Aveam primul iubit la grădiniță, îl chema Popi. Da, visam, mă uitam la familia Dallas și mie îmi plăcea Popi, nu ce iar. Și așa îl chema pe primul meu iubit de la grădiniță, aveam 5 ani. Da, foarte tare. Spune-mi dacă ai participat la Miss, la concursul de Miss. Nu, n-am, la noi, la liceu, nu prea, nici nu mai mi-aduc aminte la Balul Bobocilor ce a fost la liceu asta, a fost, nu mi-aduc aminte, nu, n-am fost la Miss, nu. Care era materia preferată și care nu-ți plăcea deloc, dar trebuia să înveți? Nu știu, aveam multe materii preferate, mi-a plăcut foarte mult să citesc întotdeauna. Filozofia mi-a plăcut, am dat bacalaureatul la filozofie, de exemplu, una dintre materii. Eram foarte bună la geografie. Au fost multe. Mie mi-a plăcut, deci eu am fost un elev silitor. Să le urăm succes tuturor copiilor, elevilor și să învețe. E important. Ce fel de invitații vom regăsi în emisiunea ta? Sper să fie cel mai spectaculos sezon dintre toate cele pe care le-am avut până acum. Suntem în anul cu numărul 4. Este wow! Și culmea că încă și pare că n-am făcut nimic, asta e sentimentul. Avem atât de multe personalități pe care trebuie să le facem la 40. Sunt atât de multe interviuri cu oameni importanți în statul român, care trebuie clar refăcute, pentru că lucrurile sunt într-o continuă dinamică. Dorința mea este să fie wow acest sezon. Păi multă baftă, așa să fie.